La praznicul adormirii Maicii Domnului, Mănăstirea Vladimirești din județul Galați și-a cinstit o crotitoare. Cu acest prilej la altarul de vară al mănăstirii, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie. Această sărbătoare este un liman lin în toate bisericile și mai ales în toate sfintele mănăstiri, precum și în această sfântă mănăstire. Maica Domnului este deschizătoarea ușilor către tainele vieții, dar mai ales deschidătoarea ușilor tainei iubirii și iertării, binecuvântării și în același timp este bucuria tuturor celor ce în familia duhovnicească a bisericii cultivă florile frumoase ale vieții curate și nepricănite, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră a tuturor. La final, ierarhul a săvârșit parastasul pentru ctitori. Situată la 4 km de comuna Tudor Vladimirescu, la Mănăstirea Vladimirești se ostenesc 200 de maici. În ajunul adormirii Maicii Domnului, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului a fost adusă la mănăstirea Adam, după ce pe parcursul postului s-a aflat în procesiune în peste 100 de parohii. În al simțitul părinte Casian împreună cu credincioșii au pornit în procesiune de la intrarea în curtea mănăstirii. În cimitirul așezământului monahal, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a crucii memoriale, ridicată pentru monahii și slujitorii mănăstirii care au trecut la Domnul. Ierarhul a oficiat slujba privegherii urmată de prohodul Maicii Domnului. Recunoscător pentru acest pelerinaj pe care îl face Maica Domnului în lume, în sate, în orașe, în parohii și în mănăstiri, și mai ales în sufletele credincioșilor, și preoțimea, și mai ales credincioșii, răspund în număr impresionant prin pelerinajul lor. Este, cred, o mutare duhovnicească a satului Ghetsimani în ograda mănăstirii de la Adam, unde toți creștinii participă prin intonarea imnurilor prohodului ca o singură familie. La final toți cei prezenți au trecut pe sub Sfântul epitaf, cântând imne maicii Domnului.